Oraș multinațional de pe Nistru, Dubăsarii marchează ziua de hram. Două cazangerii noi puse în funcțiune astăzi la Dubăsari. Și Râbnița sportivă, schimbări de infrastructură se produc în localitate. Bine v-am găsit! E ora știrilor în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Oraș multinațional de pe Nistru, cu istorie seculară, localitate care a dat naștere multor oameni renumiți, care a demonstrat exemple de spirit neînfrânt în cele mai grele clipe, cu oameni care își iubesc plaiul și continuă să dezvolte orașul iubit. Dubăsărenii astăzi marchează ziua orașului. Activitățile solemne au început la Complexul Memorial al Gloriei. Aici își dorm somnul de veci apărătorii țării căzuți în diverse războaie. Memoria eroilor căzuți a fost cinstită cu o clipă de reculegere. Din numele poporului nistrean a depus flori la memorial și prezidentul țării Vadim Krasnoselski. Tradițională pentru oraș în această zi este ceremonia înmânării decorațiilor de stat locuitorilor care și-au adus aportul la dezvoltarea lui. Vadim Krasnoselski le-a mulțumit pentru dragostea față de plaiul natal și eforturile depuse pentru ca raionul Dubăsari, păstrându-și tradițiile, să devină totodată mai confortabil și modern. Vreau să le mulțumesc celor care lecuiesc, învață, seamănă și recoltează roada, construiesc și creează. Anume voi faceți Republica mai frumoasă. În ultimii ani au apărut noi școli reparate și grădinițe. Se dezvoltă agricultura și infrastructura socială. Astăzi în orașul dumneavoastră se deschid două cazangerii și parcul. Stimați dubăsăreni, acesta e rezultatul muncii dumneavoastră. Cuvinte aparte de mulțumire veteranilor și apărătorilor Nistreniei, la fel și celor care, prin munca zilnică, creează prezentul și formează baza viitorului. Astăzi la Dubăsari au pus în funcțiune două cazangerii noi. Una din ele va asigura cu agent termic casele locative din sectorul particular și un șir de clădiri administrative, ale administrației de stat, direcției agricultură, unității de pompieri, centrul de igienă și epidemiologie, la fel școala de arte. A doua va furniza căldura și apa fierbinte în câteva blocuri cu multe nivele și casele particulare din cartierul dat. Cazangeriile sunt instalate în cadrul programului investițional al întreprinderii Tiras Teploenergo. Vadim Krasnoselski le-a mulțumit celor care aduc căldura în casele nistrenilor. În general, în ultimii ani, întreprinderile care prestează resursele energetice au realizat un volum evident de lucru, a specificat șeful țării. Și mișcarea înainte în această direcție a devenit posibilă după lansarea mecanismului acoperirii de către stat a diferenței intertarifare. La Dubăsari sunt deja instalate 7 cazangerii noi, urmează a mări numărul lor până la 12. Iar pe noul teren din Parcul Energeticienilor din Dubăsari a avut loc o sărbătoare sportivă. Acest loc era întotdeauna solicitat, dar nu-i ajungea modernizare și dotare. La însărcinarea prezidentului, obiectul a fost inclus în Fondul Investițiilor Capitale. Proiectul amenajării prevede terenuri de joacă și distractive, orășel pentru copii, estradă, sector sportiv. Realizarea e încă în proces. Către ziua orașului au înviat noul câmp pentru genurile sportive. Acum parcul, dintr-o zonă de odihnă, se transformă în centru sportiv. Noile terenuri le vor utiliza drept bază de antrenament. Deja este procurat și utilaj pentru zona de workout. Sunt aici și mese contemporane pentru tenis. Fondul investițiilor capitale este orientat la amenajarea școlilor, grădinițelor, spitalelor, clinicilor, parcurilor, terenurilor de sport. Spre exemplu, astăzi am deschis acest teren, încă unul de volei. Am amenajat locul. E prima etapă, dar totul servește pentru oameni. Acest lucru trebuie continuat. Chiar și în perioada de pandemie nu ne oprim, ne dezvoltăm în continuare, căci aceasta e necesitatea oamenilor. Vadim Krasnoselski a remarcat că lucrul de creare a infrastructurii sportive în localitățile Republicii continuă. În plan e construcția minimă a unui obiect sportiv în an în fiecare oraș, raion. Și desigur, sărbătoarea localității e un motiv de a face careva bilanțuri, a demonstra realizările anului, a trece pe la iarmaroacele tradiționale și a fi parte componentă a bunei dispoziții care a domnit astăzi la Dubăsari.
Tradițională în ziua orașului, pe strada sovietică și piața apărătorilor, întreprinderile locale, cele din alte raioane ale Republicii, antreprenorii particulari și-au prezentat producția. Aici era practic totul, mărfuri alimentare, băuturi alcoolice, chiar și costume naționale moldovenești, confecționate și brodate manual. Prezentăm costumele naționale care le brodăm în satul Roghii cu colectivul noi singuri, Măsame, cum pe rusești. Și am venit cu o bucurie frumoasă, că eu zic chiar frumoasă și o toamnă bogată avem și ei și ne bucură pe noi. Nu numai ziua de azi așa frumoasă, dar o toamnă bogată, aurie și le dorim plătăți în lume, atât la copilași să trăiască, să în pace, în sănătate și sigur numai bucurii. Nicolae Andreev a venit la Iarmaroc cu propria miere. Se ocupă de apicultură deja mulți ani, iar prisaca dumnealui se află în cel mai ecologic loc din raion. Я держу пчел в заповеднике Ягорлык. Albinele mele se află pe teritoriul rezervației naturale Ягорлык. Am adus la vânzare miere de salcâm și diverse ierburi, levânțică, salvie. Produsul nostru e solicitat de locuitori. Ei cunosc că el este calitativ și gustos. Desigur, această zi de sărbătoare n-a trecut fără de bucate naționale, plăcinte, saralei, sarmale, iar buna dispoziție era susținută de cântecele moldovenești. Haide, lume, lasă grijile și graba! Haide, lume, nu te necăși degeaba! Haide, lume, lasă-ți sufletul să-ți cânte! Haide, lume, să găsi cine să asculte! În ultimii ani foarte mult s-a dezvoltat orașul Dubăsari, a devenit cu mult mai frumos, cu mult mai atrăgător. Foarte mulți turiști vin la noi aici la Dubăsari. Suntem foarte mândri că Dubăsariul nostru a devenit un oraș, într-adevăr, se merită de apreciat înalt foarte. Azi, în zi de sărbătoare, aș dori tuturor dubăsărenilor sănătate, voie bună, prosperare, noroc în toate! Seara sărbătoarea va continua. Pentru dubăsăreni este pregătit un vast program concertistic. Conform multor date, orașul Dubăsari are mai bine de 600 de ani. Prima mențiune despre acest oraș datează cu perioada cotropirii tătaro-mongole. Atunci localitatea era considerată drept o provincie a Hanatului. De aici și vine denumirea din limba tătară, Dembosare, dealuri galbene. Arheologii au descoperit un strat istoric vechi. Nu departe de oraș au găsit un inel de aur legendar. Savanții presupun că este o podoabă de pe timpurile sciților. Multe taine păstrează și oprirea omului primitiv la nordul orașului Dubăsari. Această descoperire e datată de către specialiștii arheologi din Sankt Petersburg cu intervalul 940-1.100.000 de ani în urmă. Atunci aici era malul limanului sau mării. Trăiau așa numiții arhantropi, adică strămoșii oamenilor. Posibil, ei deja cunoșteau focul și aveau primele arme din piatră, confecționau cele mai simple haine. În 1791, orașul Dubăsari, conform tratatului de pace de la Iași, a devenit o parte componentă a Imperiului Rus. În documentul din acele timpuri era scris, pentru totdeauna, în oraș a fost creată vama. Potiomkin, Kahovski, Suvorov și Pușkin, lista oamenilor emeriți care au apreciat frumusețea Dubăsarilor poate fi continuată. Orașul a fost vizitat și de actorul renumit Iurie Niculin. Dumnealui s-a odihnit aici de câteva ori. În timpul unei vizite a fost cu mâna în gips. Da, anume ca și în filmul renumit. Unul din simbolurile orașului este hidrocentrala electrică. Ea a fost prezentată la expoziția unională a realizărilor naționale drept un exemplu al siguranței. La moment, stația hidroelectrică reprezintă o părticică a rutelor turistice prin Nistrenia. Aici este și propriul muzeu istoric, unde turiștilor le demonstrează producerea electricității. Iar de pe dic se deschide priveliștea mării din Dubăsari și a râului Nistru. La Dubăsari întotdeauna așteaptă oaspeții. În jurul la 100 de mașini de ale noastre rămân blocate în Ucraina sau nu pot reveni în Nistrenia. Adresările din partea șoferilor continuă să vină în Ministerul nostru de Externe. Problema au discutat-o în ajun la întrevederea reprezentanților politici la Bender și din nou fără rezultat. Următoarea dată problema o vor discuta deja la Stockholm în formatul 5+2. În Ministerul Afacerilor Externe continuă să vină adresări despre mașinile blocate. Oamenii noștri nu pot veni prin Ucraina acasă. În Ministerul de Externe sunt deja în jurul la 100 de adresări.
Problema au discutat-o în ajun la întrevederea reprezentanților politici ai Nistreniei și Moldovei. Rezultat așa și nu este. Chișinăul continuă să ignoreze acordurile și înaintează noi cerințe. Spre exemplu, de a achita impozite în bugetul Moldovei. La moment, careva decizii concrete privind reglementarea problemei transportului auto, noi din partea moldovenească n-am auzit. Am continuat discuția la toate întrebările acute legate de interdicția la circulația transportului nistrean de la 1 septembrie. Interdicția deplasării reanimobilelor noastre, autobuzelor, transportului auto de încărcături. Din păcate, până ce partea moldovenească doar a declarat că e gata să anuleze una din restricții care îi încurca populației noastre a se folosi de serviciile punctului de înregistrare a mijloacelor de transport, și anume e vorba de barierele administrative care încurcau a primi forma RT pentru înregistrarea transportului auto. Însă până ce mecanismul dat în cadrul punctelor de înregistrare a mijloacelor de transport nu funcționează. Agenda problematică pleacă la Stockholm. La 2-3 noiembrie, acolo urmează să se desfășoare prima timp de 2 ani întrevedere în formatul 5+2. В рамках сегодняшних дискуссий мы услышали очень странные какие-то заявления молдавской стороны. În cadrul discuției de astăzi am auzit unele declarații stranii ale părții moldovenești, pretenții în adresa Nistreniei. Și din nou am motive a presupune că Chișinăul se pregătește către runda de la Stockholm a ședinței în formatul 5+2, fixată pentru 2 și 3 noiembrie. Mi se creează impresia că partea moldovenească caută pretext pentru ca într-un regim de discuție de contractare să desfășoare acțiunea dată fără încheierea cărorva acorduri, fără atingerea unor decizii. E fără îndoială un semnal foarte îngrijorător. La fel a fost și 2 ani în urmă la Bratislava. Moldova a mers contra tuturor. Reprezentanții Chișinăului au refuzat să semneze protocolul final, cu toate că toți participanții formatului 5+2 au remarcat că Nistrenia a îndeplinit condițiile acordurilor semnate. De atunci, mișcare în procesul de negocieri nu există. Delegația Sovietului Suprem, în frunte cu speakerul Alexandru Korșunov, s-a deplasat cu o vizită la Moscova. În ajun în capitala rusă, parlamentarii noștri au avut întrevederi în Duma de Stat. Au vorbit despre lucrul consulatului de la Tiraspol, problema numerelor și libera circulație a oamenilor noștri. Au discutat și întrebări vizând susținerea socială. Un șir de întrevederi au avut loc și astăzi. Numărul mediu în 24 de ore a persoanelor infectate de COVID este aproximativ de 500. Astăzi, în general, un record, plus 618 cazuri. Cu fie ceva, pacienții suportă boala mai greu. Spitalele sunt supraîncărcate. Medicii remarcă, numărul bolnavilor va crește în continuare. Încă nu e apogeul. Râbnița, spitalul COVID e supraîncărcat. Medicii sunt obosiți. Ei deservesc mai bine de 300 de pacienți. A patra parte sunt gravi, au nevoie de oxigen. Corona continuă atacul. În fiecare zi crește numărul persoanelor care au nevoie de oxigen. Înțelegem că încă nu e apogeul. Suportă greu boala și copiii. Valul al patrulea ne-a impus să deschidem încă un spital COVID la Bender. Încoace sunt internați copiii cu părinții. Numărul bolnavilor crește, la fel ca și cazurile letale. În luna curentă au decedat 142 de oameni, spre comparație, de 2 ori mai multe persoane decât în septembrie. În listă sunt și pacienți tineri. 2 săptămâni în urmă, la Kamenka, de coronavirus a murit un bărbat de 42 de ani. De mult suferea de diabet zaharat. Era luat la evidența medicilor, se trata. Când s-a îmbolnăvit de COVID, nu s-a adresat după ajutor la timp medicilor. 10 zile s-a aflat la domiciliu, avea tuse. Doar când situația s-a agravat, rudele au chemat salvarea. Pacientul a decedat peste 1 oră după internarea în spital. Medicii iar și iar cheamă populația să se adreseze la timp după ajutor. Îndată cum apar primele simptome, chemați salvarea. Tărăgânarea poate aduce la cazuri letale. Sunt forme grave de afectare a plămânilor și creierului. Sunt ictusuri, adesea este atacată inima. Noi avem o singură șansă, vaccinarea. Persoanele vaccinate suportă boala în formă ușoară. Acest fapt e demonstrat. De fiecare din noi depinde stoparea epidemiei sau continuarea ei. Recent, prezidentul Vadim Krasnosilski a propus să fie desfășurată revaccinarea pentru a întări imunitatea. Vaccinul va fi gratuit, a specificat șeful statului.
În ajun, prezidentul Vadim Krasnosevski a vizitat raionul Râbnița. Aici i-au demonstrat șefului statului schimbările de infrastructură care se produc, inclusiv la obiectele sportive. În anul curent, la Râbnița așteaptă îndată 3 premiere sportive. Începem cu tipurile de sport acvatic. La bazin sfârșesc reparația cupei. În locul teracotei, tehnologii noi, acoperământ modern, care e mai ușor a fi îngrijit. Навесное оборудование, то есть подогрев, водофильтрация, все это у вас устанавливается специалистами, да? Да, это новое оборудование. Новое оборудование самое современное, поэтому мы честно... Специалисты инсталяза утилаж нов, чел май модерн. Лано ера утилаж инка дин ани 90, вузаря формат 25 де ань. Era probleme cu cupa. Ne-au instalat utilajul ultramodern. Dacă e să fim sinceri, așa ceva este numai în cele mai bune bazine ale Europei, din lume. E un utilaj de ultimă oră. Нет, еще есть Тирасполь и Бандера. Президентul a verificat cum decurge reparația. Planifică să sfârșească lucrările către 1 decembrie. Deschiderea o așteaptă sute de sportivi. Acesta e unicul bazin mare la Râbnița. У нас на сегодняшний день занимается только 240 детей. La noi, la moment, se ocupă 240 de copii, sportivi ce practică notul. Plus la aceasta acordăm servicii întregului oraș, populației. La noi vin oameni de la Kamenka, Dubăsari, chiar de la Rezina, Moldova. Dacă medicii le fac careva recomandări, vin la noi. Deja pentru anul viitor planificați sfârșirea reparației în interior și exterior. E clar că cupa e inima bazinului, trebuie adusă la bun sfârșit. Deja în anul viitor se poate face aici sport, dar trebuie de înlocuit tehnologiile, de făcut o ventilare bună, înlocuită fățuirea pereților, de aceea mijloacele financiare vor fi alocate. Continuă reparația și la baza de canotaj. Acum, după apa rece, copiii nu vor mai îngheța în vestiare. Aici au înlocuit ferestrele, au făcut încălzire. La însărcinarea prezidentului vor apărea trenajoare pentru canotaj. Pe apă face serviciu un vapor modern pentru securitate, iar canotorilor recent le-au transmis bărci noi. Va avea un alt aspect și fațada bazei de canotaj. Pe teritoriu va apărea teren pentru fotbal și volei. Doar prin intermediul sportului copiii pot fi sustrași de la gadgeturi, spune prezidentul. Obiectele pe care le-am construit sunt deja date în exploatare. Și observați un lucru, acolo de dimineață și până seara târziu, permanent, sunt copii și maturi, sunt lucruri solicitate. Sunt copiii care ieri ședeau la computer. Trebuie create condiții și atunci copilul desigur va ieși afară, la aceeași bază de canotaj, va face sport, se va dezvolta. A trecut prezidentul și pe la complexul sportiv Jubiliar. Nu demult el a fost deschis după reparație. Acum încoace au adus trenajoare noi. Alături va apărea o nouă sală pentru ele. Lucrările sunt întoi. Tot aici va fi câmp de fotbal, este și odaie pentru copii. Aici tinerele mame care practică sportul pot lăsa copilașii. Mai multe despre aceste și alte noutăți vizionați în ediția de seară CAB și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc o seară bună în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!